Bună seara, ai umor! Bravo vouă! Bravo vouă! Bravo mie! Vă mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să deschid sezonul 15 Ai Umor. Mă bucur să vă văd pe voi. Nu ascund faptul că am puține emoții, dar am venit să mulțumesc, Delia. Am venit să mă laud puțin. Am ajuns în 5 ani de căsnicie la a patra pereche de miri pe care i-am cununat. Și o să vorbesc despre prima pereche de miri pe care am cununat-o, care și-au făcut nunta la țară. A venit finul la mine și mi-a zis: nașule, uite, eu așa vreau să fac la țară, pe vechi, cu mese în curte, cu bănci lungi. Ce înseamnă la țară? Undeva lângă Fetești, pe Autostrada Soarelui, unde e podul, nu sub pod, e brațul Borci, așa îi spune. Și am zis: da, mă, nicio problemă. Zice: există o problemă, că fiind la țară, noi n-avem hoteluri acolo, n-avem pensiuni. Dacă vrei tu cu nașa să rămâneți peste noapte, să dormiți în casa bătrânească. Când am auzit casa bătrânească, zic: cade pe noi. Zic: nu, lasă și agoașe acolo, că sigur au stat oamenii în vârstă. Zic: bă, lasă că văd cum fac. Vorbesc cu Lizia acasă. Și acum a fost o discuție destul de amplă și contradictorie, că, na, care din noi nu bea, că suntem amândoi bețivi. Și am tras la sorți, a tras bățul scurt, nu știe fraiera că erau amândouă scurte. În fine, am ajuns la nunt acolo la țară, pe la ora 7 seara. La 7:30 am dat plicul, ca să nu uit. Vă zic sincer, am dat o grămadă de bani, dar nu vă faceți griji, am recuperat toți banii. Am băut de la 7:30, la ora 12 noaptea eram lopată. În capul meu mai aveam cam 200 de lei de recuperat. O sticlă de vin. Lizi m-a văzut, hai să mergem. Nu vezi că e o sticlă de vin. Bă, terminatule, nu mai articulezi. Suntem nași, ne facem de râs. Nu vezi că e două sticle de vin. Mergem. Pe la ora 1 m-a convins. Ne-am suit în mașină. Când să plecăm, nu mai țin minte. Socru sau soacra, nu mai țin minte, că amândoi aveau mustață. Alergau către noi în mașină să ne dea niște chestii pe care le-au făcut ei la ei acolo la țară. Nu mai țin minte, oricum eram foarte beat. Ceva, un borcan cu bulion, un borcan cu miere. Afinată știu sigur că ne-a dat, că am văzut. Am pus punguța pe bancheta din spate, am plecat, ne-am suit pe autostradă. Nu vreau să zic că Lizia e chioară, dar poartă ochelari. Și am zis: bă, nu ne grăbim, mergem încet. Și a zis: eu conduc, merg cum vreau. 2 kilometri mai încolo, bă, nene, a pus Lizia o frână atât de brusc, m-a dat cu capul de bord. Eu nici nu port centură când beau, să nu pierd investiția. Deci a fost direct: pop! Zice, barză. Zice, barză. Era o barză pe autostradă, era... Cred că era și lovită, că stătea așa într-un picior, era... Bă, dar așa stau berzele, ești nebună? Zic: bine, mergi cu grijă. 2 kilometri mai încolo, iar, pop! Ce e? Barză. Zic: aceeași, că tot așa stătea într-un picior, cred că era lovit. Zic: dar cum dracu? Zic: dar berzele astea n-au somă, ce... Ne face nouă, ne fac farse, sau care-i treaba? Bă, 2 kilometri, așa m-a ținut. Barză, bă, barză. Eu am crezut că face asta să mă țină tras, să nu adormă ea. Într-un final am ajuns în fața blocului și am găsit un singur loc de parcare pe o curbă așa. S-a chinuit Lizia, a băgat cu fața, nu intra, a dat cu spatele, ce-ți obosită, nu-mi iese. Ești proastă pur și simplu, las că parchez eu. Zice: dar ești beat. Și beat parchez mai bine ca tine. Acum... Locul de parcare fiind pe curbă așa, ca să nu lac mașina cu botul prea în stradă, am urcat cu roata din spate a mașinii pe trotuar. Bang, bang. Lizzie s-a dus în spate să ia lucrurile pe care le-a dat soacra, socru, v-am zis că nu mai știu, lucruri care s-au vărsat. Și a țipat Lizzie la mine: șoferul lupește că a trebuit tu să urci cu roata din spate pe trotuar mașina, că s-au vărsat astea. Jură-te tu! Că eu când am urcat curată din spatea mașinii pe trotuar, borcanul de bulion s-a speriat, a căzut, a tras și mierea după el, la final a zis: eu nu rămân singur aici, vin după tine. De la asta, bă, că am urcat eu cu roata din spate pe trotuar, nu de la frânele pe care le-a pus ea cu berzele sufletului. De la asta, mă, s-au vărsat. Băi, nene! Deci ce e mai rău la mine în mașină? Bulion cu miere, cu afinată, toate vărsate. Eu când am văzut asta, eu vă zic sincer, Eu n-am lucruri scumpe. Cel mai scump lucru al meu este mașina. Am dat o grămadă de bani. Am dat cu banii jos, am luat-o. Nu vreau să vă zic ce sumă am dat pe ea, că vă împart în două. Poate unii spuneți că e puțin, poate unii spuneți că e mult. Bă, 25.000 de euro, 25.000 de euro. Dar bă, eu țin la mașina asta mai mult decât la Lizzy. Deși în Lizzy am băgat mai mulți bani, dar în rate nu i-am simțit. Eu... Cum să vă zic acum? Nu vreau să vă zic ce marcă e mașina. Că unii poate zic că ce, mă, e Mercedes, e BMW, e Ferrari, e Porsche. E un Audi. A, e un Audi cinstit. Foarte important să țineți minte că am un Audi. Eu acum încercam, deci ca să înțelegeți cât de scumpă e mașina, băi, eu n-am preșuri de alea de cauciuc, eu am persane pe jos, am piel. Eu când mi-am văzut persanele pline de bulion cu miere, încercam să trag persanele, să le scot cât mai repede, să nu se păteze. Lizzie încerca să recupereze din ce s-a vărsat miere cu bulion. Zice: ce faci tu? Poate mai recuperăm ceva.
Când gătești tu bulion cu miere în aceeași oală, ia persoanele că te omor aici. Am luat persoanele, ne-am certat ca chiori, am ajuns în casă, am trântit persoanele în cadă, fiind foarte beat, vă zic, cred că era ora 3 dimineața, nici n-am atins cu capul perna. Două ore mai târziu m-am trezit cu o sete. Vă dați seama la cât am băut? Bă, simțeam că mi s-a lipit limba de ceruguri. Când deschid ochii, îmi dau seama că noi n-avem apă în casă. Noi am oprit la o benzinărie, am luat apă, dar fiind incidentul cu lucrurile care s-au vărsat, apa n-am mai luat-o. Și zic, bă, zic, ce fac eu acum? Zic, beau apă de la robinet și mor mâine. Sau, având și câine, m-am gândit, scot și câinele, nu mă mai trezește la 8 dimineața să-și facă nevoile, nu mai face prostată, eu beau apă sănătoasă, perfect, asta fac. Acum, m-am ridicat cu greu în capul oaselor, zic, unde-i cheia? Zic, fac condus, nu mai trezesc. Am o cheie de rezervă, dar la care n-am baterie. Nu pot să pornesc mașina, dar pot să o deschid. Prostule, nu trebuie mai mult. Trebuie doar să deschizi mașina, iei apa, câinele face pipi, perfect. Asta am făcut. Am luat cheia de rezervă fără baterie, am luat câinele cu baterie, am ieșit în fața blocului. Când ajung lângă mașină, vă jur pe cea mai scump, un băiat la mine în mașină. Zic, n-are cum, nu m-am trezit, sunt mahmur, m-am frecat la ochi. Când a deschis ochii, ăla tot acolo era. Atenție, pe scaunul șoferului, cu un picior afară, căuta în torpedo. Joacă-o pasta în atantică. Eu vă spun sincer, n-aveam chef nici de poliție și nici cu bătaia nu prea mă descurc. Și acum mă gândeam, cum să gestionez eu treaba asta? Și creierul meu s-a împărțit în două. O parte spune așa, bă, prostule, are ce să-ți ia din mașină? Nu, du-te în casă. Du-te în casă, că dacă îl sperii pe ăsta că îl duci la poliție, bagă cuțitul în tine și mori ca prostul. Du-te în casă și bea apă de la robinet, că nu mor sigur. Pe de altă parte, spuneam, dar stai bă, că l-am văzut, îl văd, e în fața mea. Cum să nu fac nimic? Bă, prostule, mai stau 2 de 6, îți dau o cărămidă în cap, rămâi cu sechele. Du-te și stai liniștit în pat. Și ce să fac în pat? Să stau așa să mă gândesc, bă, o fi plecat ăla, pot să mă să beau apă, oare cât mai durează? Pe de altă parte, m-am gândit, stai mă, că-s cu câinele. Ce câine, bă? Câinele era la scară, dădea cu lăbuță, era, nu mă bag, eu... te descurci. Până la urmă, nici nu era ora mea de ieșit. Bă, dar de la adrenalină. M-am dus spre mașină și am țipat. Eu m-am speriat primul când am țipat, vă zic sincer. Și a zis, ce cauți la mine în mașină? El a dat să fugă, a deschis portiera. Când a văzut că se deschide portiera atât de repede, zic, acum bagă cuțitul în mine. Și de frică i-am dat un picior portierei, de-am prins piciorul lui între prag și ușă și a sărit de pe scaunul șoferului pe scaunul din dreapta și la întrebarea, ce mă, te cauți la mine în mașină? Vă jur că asta mi-a zis șeful, să moară familia mea, că nu eu. Și a zis, poftim? Să moară familia mea, că nu eu. Zic, bă, zic, hai până afară să vezi cum se vede de aici, de unde stau eu. Că să moară familia mea, de unde stau eu, se vede că tu ești la mine în mașină. Ce șeful, să moară familia mea, că nu eu. Zic, dar cine că-s curios? Zice, fiate, au mai fost doi înainte. N-au găsit nimic, au luat o sticlă cu apă și au plecat. Zic, mamă. Zic, dar cum ați intrat? Prostul familiei, adică eu. Eu când am parcat, eu având mașină scumpă, v-am zis ce mașină am. Eu am și camere, am și senzori. Dar fiind beat, nu m-am mai uitat în ecranul ăla cum parchez eu și urc cu roata din spatea mașinii pe trotuar. Am deschis geamul de tot, m-am uitat cum urc cu roata din spatea mașinii pe trotuar, Lizia a țipat, s-au vărsat astea, cu persoanele în mână, am încuiat mașina, dar geamul nu l-am mai ridicat. Zic, mamă, ce fac eu acum? Eu, ca să pot să ridic geamul, trebuia să mă duc în casă să iau cheia cu baterie, că doar așa pornim mașina, ridic geamul. Dar ce fac cu ăsta? Ăsta a țipat, șeful, să nu mă duc la poliție? Zic, bă, fii atent. Nu te duc la poliție dacă stai aici până vin eu. Și el a zis bine. Era mahmur, abia vedeam în fața ochilor. N-aveam chef nici de poliție. Dar mă gândeam, bă, dacă îi dau drumul ăsta, eu până mă duc în casă, până o trezesc pe Lizzie, până iau cheia, mă întorc, găsesc pe altul, eu iau de la capăt. Eu l-am lăsat pe ăsta, m-am dus repede, am trezit-o pe Lizzie, am trezit-o așa, tu! Ne-a spart mașina, ia, uite așa, era, ce mașină? Mașina, singura, mașina, atât avem, mașina. Unde e cheia? Ce cheie? Cheie că tu ai condus, prostule, tu ai parcat. Era la mine în blugi. În fine, am luat cheia că vin și eu, Liz, că vin și eu. Stai dracu aici unde ai fi tu, numai că vin și eu. Am venit amândoi, când ajunge lângă mașină, surpriză. Ăla tot acolo mâncaia și gura lui, bă, hoșistit, a zis că rămâne, a rămas. Stătea prostul sărac, uite așa, stătea într-un picior. Lizzie Buimac a venit lângă mașină. Cine e ăsta? Barza! Barza! Ne-a urmărit pe autostradă, avem un copil în portbagaj. Și îl întreb pe prostul ăla, bă, dacă ăia doi care au fost înaintea ta ți-au zis că n-au găsit nimic, tu ce mai căuta aici? Șeful, zic, dar să nu mă duc la poliție. Nu te duc, mă. Căutam o brichetă că ăsta e visul meu, să fumez într-o mașină scumpă. Zic, bă,
Zic, nu cred că ești atât de prost. Bă, mi s-a făcut milă de el. Am zis, bă, tu risc să faci 5 ani de pușcărie pentru treaba asta. Bă, bă, bagă-te în dreapta, bagă-te în dreapta. A tras două fumuri și dispare. S-a băgat în dreapta, m-am băgat și eu la volan. A tras două fumuri, s-a mai relaxat și s-a dat la bârfă cu mine. A, tata, așa, așa, ce fost ce sincer așa. Zice, cât ai dat pe BMW-ul ăsta? Zic, bă, nu e BMW, e Audi. Și l-a zis, nu, Audi aia din față. Te pricep la mașină, bravo, zic, bă, fii atent, stai tu aici, că eu mă întorc. Vă jur pe cea mai scumpă. Am deschis portiera BMW-ului, am dat să ies și a apărut proprietarul BMW-ului. Bă, cât dulapul era. M-a prins așa de piept, m-a ridicat în aer, vă jur că atât am putut să zic. Șeful, să moară familia mea, că nu e. Nu credeam, Natanticule, că ești atât de inteligent. Foarte bine pus în scenă, mi-a plăcut, este genul meu de umor. Totodată, lipsit de vulgaritate. Sau vulgaritatea la mine. Aplauze, s-ar putea ca pe viitor Natanticu să fie un stand-up de succes. Și am trecut de etapa asta. Nu, n-am ajuns la poliție, dar mi-a zis să am grijă pe viitor și de-aia vreau să știu că ți-e sunjuriu cu minte și vreau să vin lângă voi. Haide, haide! Este, mă! Haide, ai trecut! Am trecut! Am primit like-uri! Aplauze, da, pentru cel mai mare constructor de umor din această seară. Bine ai venit în echipa noastră de clasă B. Ai, 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 ai! Dar nu știam că nu faci stand-up. De la Corca? Ce? Îți-a rămat de la Corca? Aducă-l pe spate, să aducă noroc. Hai, cine prinde să mă iată? Cine prinde buchetul? Așa, băi! E, băi! E, băi! E, băi! Wow! Wow, lume nouă! Dar ce bronzat ești tu! O, e de la machiaj. Nu vreau să vă fac în ciudă, dar am fost în vacanță. Ia, a fost în Caraibe, atenție. A nu, San Martin, nu știu dacă era Caraibe acolo. Nu l-am întâlnit. Așa. Mi-a stricat momentul, vreau să încep într-un fel. Bine, o să... Am tot fost aici, am tot vorbit despre familia mea actuală și soția mea, dar acum vreau să vorbesc despre adolescența mea. Și Bordea aici poate să confirme. În adolescență, grija mea numărul unu era să fac sex fără să plătesc. Și la un moment dat a venit Bordea la mine. Care mi-a zis așa: băi, Nathan, tu ai fost vreodată de 1 mai la Vama Veche? Am zis nu. M-am dus la Vama Veche, de ce? Că mi-a zis Bordea că cică acolo... Sunt niște doamne, domnișoare, care beau acolo, doamne, că șat după șat, sting cu spirit, bagă și alte lucruri de care, substanțe, ceva. Deci cumva la ora 3 dimineața toate cad în poziția struț, că și nisip acolo. Și cică până la răsărit nu le mai ridică nici dracu. Și atunci m-am gândit eu. Cu mintea mea de retard de atunci. Acum am altă minte de retard. M-am gândit, zic, bă, dar dacă fetele astea între 3 dimineața și 6 dimineața sunt așa. Hai, mă, pun la Vama Veche. Câte benzina până acolo plătesc eu. Și am ajuns la Vama Veche și, într-adevăr, eu e energia acolo, e foarte mișto. Chiar îți vine, înțeleg pe oamenii de ce umblă dezbrăcați pe acolo, de ce beau. Și asta am simțit și eu și m-am apucat și eu și am băut și eu și am fumat. Haide să vă zic, noi am plecat într-o mașină 5 băieți. Unul dintre băieți avea la el iarbă. Dacă e cineva de la poliție, să știți că l-a murit. Deci ca să... Dar nu vă mint. Deci omul a făcut chestia aia, jointul ăla, a transpirat că era în mașină, a zis, mă duc să fac o baie, el transpirat, apa rece, s-a necat, vă jur, valul nici nu l-a dus la lui la mal, l-a dus la turci, nu mai știm nimic de... Eu panicat că s-a necat ăla, vorbesc cu ceilalți prieteni care au rămas în viață, zic, bă, a murit omul, hai să aprindem o lumânare aici. Zice, bă, de unde lumânare? Cum s-a prins lumânare? De unde lumânare? Și am zis, pe atunci hai să aprindem chestia asta în memoria lui, dacă tot el l-a făcut. Și vă jur, toți prietenii mei au tras câte 4-5 fumuri, vă jur, pe viața mea, eu n-am tras decât un fum. Ce proste, mă. Și acum ce să vă zic, și băut, și fumat, și disperat să fac sex, doamnelor, domnișoarelor, vă jur, eram libidinosul perfect. Da, are și față.
Deci eu când vedeam câte o fată singură la barcă, știam că ele de aia sunt acolo. Eram ca un câine în căldură. Mă fricam de... Eram coțăiam tot și picioare de scaun. La un moment dat o fată s-a enervat, mi-a luat băutura din mână, mi-a trântit băutura aia în ochi. Mamă, m-a luat pane, am vrut să o lovesc, dar am zis cum să o lovesc o fată, nu se face. Dar fi vrut să-i fac ceva rău, când mi-a dat cu băutura aia în ochi, m-a umilit acolo de față cu mulți oameni. Și m-am gândit, bă, de ce nu mă duc și eu să iau paharul din mână, să-i zic, nu fasezi, nu fasezi. Na, se fac asta. Dar asta nu e o treabă a bărbatului, asta e o treabă a femeii. Femeile fac mizeria asta. Femeile, am văzut și în filme, ea când se supără pe el, stau la masă el și ea, el nu știu ce îi spune și mărturisește că a înșelat-o și ia paharul și jegosul și tropește cu smecleul ăla. Sau, am văzut fetele, ea, ele, asta dacă a plătit el, că dacă a plătit ea, jegosule, dacă a plătit el. Dar mi-ar plăcea să văd și un bărbat care să facă asta, să văd unul mare așa, cu partenera lui mai mică și sunt ei în club și el se enervează pe ea, stau la masă și dă cu punul masă, că fac! Tu te clizești cu ea, o spătar trei șaturi. Ia dracu de nenoroi. Dă-mi iagăr să-i pătrez rochia, că tot le-am. Dar, să mă întorc la vama veche. Băi, oameni buni, n-am prins nimic, nici n-aveam cum, eram maimuță, v-am zis. Eram... A rămas singur pe plajă, m-am gândit, bă, dacă nici la vama veche n-ai prins nimic, faci umbră degeaba pământului, du-te, îneacă-te. Bă, și stăteam așa pe malul mării și cum stăteam eu supărat așa, nevoie mare, la un moment dat simt în dreapta mea așa o prezență feminină, blondă, doar că era un pic mai... Nu, un pic, era mai mult. Cum să zic eu, să nu jignesc pe nimeni. Deci, fata asta cum stătea pe mal, practic era mal peste mal, mă. Imensă. Grasă. Ăsta-i cuvântul, nu l-am inventat eu. Grasă. Eu când am văzut-o pe fata asta așa mare, bă, nu mare, imens așa, m-am gândit, bă, știți când se bucură piticul când vede unul mai mic ca el? Așa și eu, m-am gândit, ia uite, bă, eu mă plâng că nu fac sex, zic, uite-o pe asta. Și m-am uitat la ea, ea la mine și zic, auzi, hai puțin, în momentul în care fata a făcut așa, s-a dat în spate și după aia mi-am dat seama ce greșeală am făcut, cum să-i fi zis ei? Hai puțin. Eu dacă voiam să fac sex cu ea, trebuia să-i zic din prima, hai toată. Și m-am dus cumva să-i prezint scuzele, m-am dus lângă ea și zic, ia ridică-te în picioare. Bă, când s-a ridicat în picioare, m-a zis mare așa și cu părul ăla blond, platinat, așa, alb-gălbui, i-am zis, auzi, ia pun o mână în șoldă așa. Și zice, de ce? Te rog eu pentru mine. A pus o mână în șoldă așa, i-am zis, să moară mama, zici că ești o halbă de bere. Băi, eram beat, eram fumat, aveam toate circunstanțe, dar să știți că ea a râs. S-a distrat mai tare ca voi. Mi-a zis, bă, dar tu ești chiar amuzant. Zic, dar chiar sunt. Zice, la un moment dat, zice, mie îmi place de tine. Zic, na. Ce, nu vrei să facem sex? Zic, mamă, mi-a citit gândurile, ești nebună? Zic, mergem la mine sau la tine? Zice, hai la mine. Ne-am dus la ea, stătea la cort. A intrat ea. Eu n-am mai avut loc. Mama, m-a ofticat, zic, m-a văzut toată lumea. Zic că eram pe șișorul la sanitar pe lângă rechin. Am ajuns cu ea la cor și nici măcar nu fac sex. Nu m-am lăsat, am dat două ture în jurul cortului. M-am gândit că o fi vreo intrare pentru oaspeți pe undeva. Zic, nu mă lasă proastă așa. Săraca intrase cu capul înainte, cu picioarele înapoi. Zic, na. Asta e, n-am ce să fac. De la ușă. N-am... Vă jur. Avea fudul cât toată intrarea în corte. Ești prost? Eram și beată, am tras lipul de pe ea. Când am tras lipul, am crezut că a căzut cortul peste mine. Eram... Tai. Mamă, și eram acolo, mă chinuiam, mă durea. Mai târziu mi-am dat seama că mi-am băgat cu un fermoarul ăla de la cort. Genul. Și cu asta, oameni buni, vă mulțumesc. Bun de adevărat? Adevărat total. Vă mulțumesc mult de tot, oameni dragi, pentru invitație și ca fiu de glumă. Vă pup, chiar în faină. Păi bă... Altceva, dracu! Bună seara! După romanul lui Bram Stoker, oricine știe că sunt Dracula. După o istorie, toată lumea știe și oricine știe că sunt Vlad Țepeș. Iar după Iohannis, oricine ar fi mai bun. Stoker ăsta m-a făcut vampir, cum zicea Caragiale. Eu sug sângele poporului. Oameni buni, vă spun sincer, eu nu sug nimic.
Vă rog să mă credeți. Mie mi se pare că poporul face treaba asta după fiecare alegeri, când își alege conducătorul. Vă luați la fiecare vot, ăsta e destinul vostru, parcă sunteți într-un film porno. N-ați văzut că noi nu avem actori bărbați care să joace în filmele astea? Doar femei? Nu e întâmplător, avem destin de vampiri. E și o parte bună în treaba asta cu Dracula, pentru că eu ies doar noaptea. Dar nu ca hoții. Cu asta se ocupa colegul Dragnea. El nu suporta lumina soarelui, de-aia l-au băgat și la bulău ca să fie în mediul lui natural. Eu nu sunt ca ceilalți politicieni, sunt sincer. Când suc sânge, nu promit că o să construiesc autostrăzi din ce suc de la voi. Ăștia tâmpiți nu s-au gândit să le facă mai repede, că reușeau să fugă mai cu succes. Uite, Elena Udrea, până a ieșit din România, s-a făcut dimineață și s-au deșteptat toți polițiștii. Dacă eu aș fi președinte, n-aș schimba nimic din clasa politică, pentru că nu este treaba mea să duc gunoiul. Primul lucru pe care l-aș face ca președinte, aș înăspri pedepsele pentru substanțe interzise și aș mări lista. De ce, oameni buni, e 2023 și încă e legal să ai aghiazmă, argint, usturoi? Să știți că intră șaorma și fără mușdei. Fiți responsabili, vă pute gura și îmi puneți și mie viața în pericol. Apropo de pericol, să ne întoarcem la un sistem de lege medieval. Oameni buni, furi, ți se taie o mână. Fugi de lege, ți se taie un picior. Simplu și eficient. După care facem fabrici de proteze. Angajăm toți șomerii și salvăm economia. Destul cu inegalitatea. Vă știți că noi, ăștia morți, ne pierdem dreptul de vot? Bine, mai putem vota așa puțin prin telormar, dar în rest n-avem voie. Asta e democrație? Și haideți să nu mai discriminăm nici liliecii, că nu v-au făcut nimic. Știu, se zice că de la noi a pornit coronavirus. Eu cunosc liliacul despre care e vorba. Am stat agățați pe aceeași bârnă și asta e calomnie. Într-adevăr, am mușcat, dar el a luat coronavirus de la chinez, nu invers. La noi, liliecii, se vede imediat dacă suntem răciți. Dacă ne curge nasul, avem fruntea plină de muci. E plin Facebook-ul de revoluționari. Aveți toți idei. Nu v-a zis nimeni, întâi citești și după aia scrii? Excepție fac doar ăia care intră la pușcărie. Merg mai mulți politicieni la închisoare decât în vacanțe. Ori e vina lor, ori trebuie să schimbe agenția de turism. Toată lumea e pe bășcălie. De ce nu chemați guvernul la umor? Râde lumea de noi în toată Europa ca la filmele cu Stan și Bran. Mă rog, cu Stan, că de Bran m-am ocupat eu. Nu, Țepeș nu mai vine. Țepele rămân. Depinde doar de voi să rezolvați pe aici. La vot faceți ca la pandemie. Stați acasă. Terminați cu răul cel mai mic. Nu există așa ceva. Răul e rău, punct. Gata, se face lumină. Trebuie să plec. Vă las în întuneric. Așa v-am găsit. Somn ușor, vă sug. Vă pup. Senzațional, domnul Dracula! A fost minunat! Aștept să mă votați! Dacă dar și cu... vă vine părul ăsta așa, să știți, a se lua în considerare. Din naștere l-am așa. Părul superb și vine bine cu figura și încadrează bine și cu bărbița și cu tot, foarte mișto. Ah, mă, că era frumoșel. Bă, nu știu dacă aș vota cu Dracula președinte, dar cu Nathan Ticu mi-ar plăcea să fie președinte Nathan Ticu. De ce? Da. Așa, îmi place de el, vorbesc cu el. Aveți nevoie de un consilier? Da. Te bagi? Ce ai da? Ce lege ai da, Cosmine? Nu, e că se uită soția și nu pot să... A, interziși soțiile în țară. Nu, soție cine vrea, că eu... A. Gata, v-am pupat. Te pupăm. V-am sub. Așa și noi, Petri. Te sugem. A noroc. A noroc. Hristos chiar a înviat. Bă, băiatule, face treaba asta în fiecare an. Jur, are mai multe învieri decât are Chelu concerte, care vorba aia chiar are. Până acum a băgat 1990 de învieri. Chelu? Iisus, mă! Stai, mă, de unde știi tu? Până la urmă, nu se ia de la anul 0 după Hristos?
Nu! Din anul în care a murit, la 33 de ani. Cum din anul? Zero. Păi stai mă, de ce l-a înviat când a fost bebeluș? El a înviat de două ori? Deci a înviat, băi, de două ori, cum adică? Cum de două ori, bă? Dar ai zis până acum că a înviat de 1990. Stai mă că mă zăpăcești. Nu atunci a apărut Iliescu? Când era Iisus bebeluș. Nu mă, în 1990. Nu mai contează, oameni buni. Eu sunt pe cală și ăsta este prietenul meu. Da. Da. Zic cum te cheamă. Cum te cheamă? Păi, pe cală. Adică știu cum mă cheamă. Păi și eu știu. Mă rog, lăsați asta. Noi vrem, ce vrem noi? Deci noi vrem să parafrezăm un moment celebru. Parafrezăm, bă, asta e la hairstylist. Noi vrem să parafrazăm. Da, mă, adică frazăm, dar suntem mai paralele, așa. Deci putem începe parafrazarea? Hai! O să fie ce o să fie, o să fie o Românie care e aproape vie. O să fie pensia mică cât o puță de frânică, scuze. Mai întâi unul la mână, învierea se amână. Ce să vă spunem noi vouă, v-a crescut părul la... Prețul la ouă. Și în al doilea rând vă zic că nu prea aveți nimic. Chiar și bietul miel nu vezi. Latră când îi zici, hai șezi. Și avem un președinte care n-are pic de... Ce? Care nici un pic nu minte. Așa. Și avem un parlament, la politică-i ciment. Avem la păcate, frate, multe și justificate. Ne-a adus ciucă robot care șoca mea la bot. Doamna nu mai e țărancă, azi e mare pițipoancă. Stai așa. Așa stau. Eu n-am înțeles chestia asta cu robotul. Ce n-ai înțeles? E românesc? Da. Are bot? Da. Deci e robot. Mare dreptate ai, bă. La fel e și cu tofeiul, a? Ce tofei? Rotofei. Adică un tofei din România. Doamne, mare ce grădina asta e mai prost ca găina. Bun, bă, Natanticu, bă, l-a adus bine, bă. Noi am venit aici oricum să boicotăm Paștele. Pentru că de ce? Am văzut pe Facebook că lumea își urează Paște fericit. Iar noi suntem hateri la orice. Exact. Și atunci intrăm pe... Facebook și dacă au alții idei, le spune că sunt proaste. De exemplu, dacă tu faci un film și ești mândru de el... E prost. Dacă pui poze cu nevastă sa și spui că e frumoasă și o iubești... Te înșeală. Dacă pui poze cu ouăle tale... Trimitem și noi pic. Ce trimitem? Ce e ăla? Păi dacă el pune poze cu ouăle, nu? Nu trimitem și noi poze cu... Bă, vorbeam de ouăle vopsite, băi, tândală, bă. Fiecare cum are plăcerea acum, nu? Mă rog să-l iertați, el a ascultat Paraziții când era mic și a rămas așa. Uite așa mă chinui cu el, cum s-a chinuit cortea cu Bordea în America Express. Foarte greu, foarte greu. Așa că, ce să zicem, putem să facem și noi glume la televizor, că nu e greu. Actor, cântăresc și stand-upper, poate oricine, frate. Vezi, Bordea, ăsta te-a făcut oricine. Dar nu de asta am venit. Noi suntem aici să vă urăm un Paște cum s-o putea, cu rude pe cap, cu vizite obositoare, cu bani mulți cheltuiți. Hristos a înviat! Yes. Și pe gură v-am pupat! Smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. Two cams are safe, he's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have three cams to take in your chain. One down! We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety. Ha 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 ha
Ce prost să faci, mă. Ai înțeles, mă? Da, mă. M-am distrat groaznic. Cunosc genul de mitocan idiot așezat central care se bucură la toate tâmpenile la teatru. Și totodată nu mă uit la filme de groază pentru că visez urât și mă sperii ușor. Foarte bun moment. Foarte bun și foarte actual. Natanticu era, să zic, haterul perfect. N-am văzut mai mare cocalar. Deci cum a venit el, cum să-l ridice pe ăla, dă-te mâncă ăsta. Palmul pe ceapă, frumos. Încă o dată! Seara! Hey. Ola, ola! Ce vreau să zic, ăsta este un moment pe care noi l-am făcut multe veri la mare. Cu el ne-am plătit multe chirii. Da, stai un pic, la mare... Mai în față să vă vedem aici. La da, mare în 2000? La vară, din 2000, din 2000 până în 2004 am mâncat de pe acest moment. Nu știai, Bordea? Nu. Nu, pe ăsta nu știam. Mai știam niște chestii de ale voastre, dar pe ăsta chiar nu știam. Cum? Era în domeniu. Nu, dar noi le repetam. Aveam trei și le repetam. De-aia mă mir că nu știi. Da, nu, pe ăsta nu știam. Da. Tu știai cine taie cu Natanticu, că nu știam. Nu știam. Eu am mai văzut niște pantomime de ale lor, dar am văzut Sică cu lanternele, celebru Sică cu lanternele, care rupea. Deci la show-uri, vorbesc serios, la show-uri de stand-up, mergea cu mine, rupea. Dar pe asta n-am văzut-o cu orb. Chiar n-am văzut-o. Dar eu știu că ei aveau, adică asta făceau, pantomimă de asta. Cu asta făceam noi la mare. Cu asta ne-a luat nea Bebe Mihu. Ca, da? Da. Cu asta dormeam. Nu mi s-a lungit îndeajuns. Că... Asta e. Da. S-a rămas scurt ca e obișnuit cu una. Mă rog. Dar asta ieșea cel mai bine? Asta era cel mai bun. Da? Dar aveți amintiri faine de după bă, de chestia asta? Adică cel mai, avem și faine, dar și nasoale, când și-a dat seama că impresarii pot să ne folosească mult mai util. Hai mă, în sensul că ne-a despărțit și ne punea să prezentăm. Eram buni prezentatori. Da, tu. Da. Să vă zic că Sică ești cel mai tare. Ai cel mai tare. Ți-am povestit? Îmi revine mie această onoare să spun. Deci prezentam atunci nume mari. Jean Constantin, Maria Dragomirov. Adică era o nebunie. Și eu... Mulțumim frumos de aia, nebunie. Și eu, la un moment dat, aveam marea onoare de a prezenta trupa Talisman. Și eu, bună seara, doamne și domnilor, exploziv, așa zic, în această seară pentru noastră, doi bărbați frumoși, înalți, cam singuri, băgam din asta. Și nu vă mai spun alte, pentru că sunt deja cunoscuți pentru dumneavoastră în această seară, trupa Holograf! Băi, în momentul ăla s-a ridicat sala, dai seama. Că ești, auzi la ce au plătit bilet și Holograf nu era pe afiș? A explodat lumea. Hei, și eu să plec și bă, mi-am dat seama, băi, ceva nu e în regulă, că ăștia prea mult erau în ambur. Da, bravo! Și intră trupa Talisman în spate, vin la microfon. Bună seara! Noi suntem trupa... Talisman. E ziua ta, iubit. E foarte, foarte talentat. Zică pe prezentare, foarte talentat. Da, nu, bun. Rupe. Da. Știi că Varză era cu trupa Varză la mare
Și ei se dădeau mari vedete că aveau concerte în fiecare seară la o plajă, dar ei n-aveau unde dormi. Sub scenă. Ei dormeau sub scenă sau în mașină, în parcare. Și noi, ca să facem mișto de... El era cu Maxineanu atunci. Și ca să facem mișto noaptea, îl urmăream unde doarme. Și lipeam afișe pe mașină, liniște, dorm artiștii. În fiecare noapte. Fugeau de noi. Schimbau parcare. La un moment dat s-au dus din Eforie Nord. În Eforie Nord. Am văzut. Ne-am dus. Am luat pliante, am lipit, n-am mai văzut nimic, n-am mai scris liniște, dorm artiști. În dimineață când s-au trezit, când am deschis ușa, în față erau vreo 20-30 de oameni mai în vârstă, după litoral, care erau la mare, i-au adunat nenorociți și aia toți erau, varză, varză, noi cu banele pe la gură, când dormise. Noi ne-am mai povestit la tăticul la un moment dat, mai țin minte, tot așa când îi prezenta pe ăștia și ne jurau toți prin spate că era tâmpit și ba bușa numele, ba ordinea, ba... Că na, Natanticu. Te întrebi acum de ce n-au rezistat. Dar avem amintiri frumoase, dar și triste. Că mi-aduc aminte că ce mă enerva cel mai tare, că noi fiind trei băieți, Nea Bebe Micu ne dădea, cum era pe vechi, 500 de mii. Cum ar veni acum 50 de lei. La 3 inși. La 3 inși. Ce era cel mai greu? Să împărțim banii la 3. Asta ne enerva. Chiar le-ai tu 165 de mii azi, 165 de mii. Iau eu azi 170 de mii. Dar erau vremuri apuse. Acum timpul a trecut. A trecut treaba. Da, da. Și, dai, ne descurcăm. Alți bani acum și de-aia vreau să-i mulțumesc Nea Popa că ne dă 5 milioane la toți trei. Vă mulțumim mult de tot, oameni. Ceau. Și noi. Aveți grijă de voi. Auzi, voi luați bani? A. Nu, mă, era o vorbă. Nu, e, mă, că nu le dau. Nu, nu, nu. Nea Popa? Nu, așa se întâmplă. Nu, vezi că trebuie să-ți plătești popcorn-ul.